Fost polițist vasluian reținut sub acuzația de proxenetism. Alin Remus Patrichi, fost agent de ordine public, ar fi adunat mai multe fete din Vaslui pe care le trimitea la produs prin oraș contra unor sume de 50-100 de lei. Din primele informații, la scenele de sex plătit au participat mai mulți polițiști și jandarmi. Suspectul a fost dat afară din poliție în septembrie 2010, după ce au apărut pe internet poze în care el ține pistolul din dotare la tâmpla unei prietene în timpul unei petreceri.